v-a plăcut să participați la această șezătoare? Mi-a plăcut foarte mult, dar tu știi foarte bine că eu te-am învățat cu tine și te-am atras la tradiție. De unde ați făcut rost pentru toate costumele? Eu am moștenire plus că am colecționat. V-ar plăcea să mai participați? Îmi place foarte mult să mai organizăm. Să veniți toți ucenicii mei care ați fost elevii școlii populare și o să vii în atelier, o să vă referiți. A câta așezătoare e aici pe care o faceți? Mai țineți minte? Mai gravă eu am făcut cu ele acasă, ucide la cerc. Cine v-a ajutat să aranjați această expoziție? Domnul învățător și colegii. Și produsele care sunt aici, cu ea aparțin? Care sunt... O parte sunt ale mele moștenire, o parte sunt lucrate de copii de la cerc și o parte sunt contribuția elevilor de școală. Cum a fost aranjată această expoziție? După cum este. Hoțoapele spus ca să se poată vedea ambele carte pe copere, povarele care le-am adus tot pe la casă și mai am și altele mai de valoare. Și războiul țesutul care a fost la Londra și a țesut 20 cu mama ta misie la moștenire de la părinții mei, iar costumul de mine la moștenire de la mama mea. De când aveți cerc aici la Borona? Acum e a treia generație care e școlarizată pe școala populară. Și cum se pot înscrie copiii la cercul vostru? Care dorește, eu îi lansez ideea la început de an școlar și care dorește, dar eu am 16 persoane la cerc. Zic persoane pentru că am de la grădiniță până la mame și studente. Foarte interesant. Mamele au lucrat costume populare pentru copii. Copiii au învățat și ca să fie tradiția să aibă rădăcini, după cum ați auzit așa din oare, cum s-a spus, trebuie să o luăm mai de jos. Și pe cine mai vreau să-i învățați, pe copii sau pe mamă? Câteodată știți că mi-e greu cu mamele. Mi-e greu cu mamele. De ce? Copiii sunt mai ascultători, copiii ce le spun aceea fac, mamele mai au ce motiva, că nu vin data asta, că nu știu ce, nu treaba, ba, cele care sunt la cursuri mai au probleme cu vederea și na, trebuie să înțelegi, să înțelegi. Copiii sunt mai curioși, mai plini. Da, copiii stau bine cu vederea, copiii... Sunt mai plini inițiativă, da. Și mai mult curioși să învețe, să descoperi. Tehnica de lucru, tainele, secretele. Ei trebuie să vină cu ceva, adică plătesc o taxă, să poate să... Numai la început de an școlar, la începutul școlii, fac 2 ani, plătesc o taxă la școala populară. A, să te zic la școlii populare. Da. Și în rest, vin la mine, toate activitățile desfășor acasă la mine, din cauza că ai și tu prezent siguranță peste tot, nu nimic. Și ei vin pe rotație cu grupul, mi-am pus pe care cum pot. Deci facem acasă. Mulțumim tare mult! Și din foștii mei studenți, Diana este una care de câteva ori a luat, că iubiți, a luat de câteva ori primul întâi la Sibiu, a pus-o în dar, să vă arăt două pliante care este pusă. Surioara ei a luat premiul 2 anul trecut și s-a făcut calendare pentru 2013 și mi-a dat un tag de calendare și am fost să plătă toată lumea din Borona. Rusa Andreea, anul acesta, el 4 ani când participă, în primul an a luat mențiuni și primul an a luat premiul întâi și la faza de 10 ani și la faza națională. Rusa Andreea, comisia, i-a spus anul acesta, Andreea, tu nu mai lucrezi manual, tu ești o mașină de luxul. Și copiii sunt doar de la Borona sau vin și vin? Am și de la școala de centru. Și la, faceți la Botoșa și la Borona, nu? Nu, nu, nu. Cursurile aici le facem. Aici? Numai că sunt prin școala populară, școala populară îi dă diplomă cu înțeles, de valoare ca orice. Am copii care și-au scos și diplomă. A, și vin copiii de la Botoșani, la Borona, care vor sau nu? Nu vine nimeni. Am avut o educatoare la Botoșani. Am, ca să spun, că am și de doamne profesoare la mine, care... Mulțumim tare mult! Cu plăcere!